Salutare YouTube! Am văzut că v-a plăcut ultimul videoclip în care v-am explicat dieta mea la tablă, așa că astăzi o să vă explic programul meu complet de antrenamente, o să vă explic principiile de bază pe care stă acest program și cum le puteți aplica și voi și cel mai important o să vă arăt toate exercițiile pe care le fac și o să vedeți și de ce le fac, o să editez și o să pun și videoclipuri să le vedeți vizual, să nu fiu lene, să nu-l postez așa. Ideea e că eu sunt Tudor Tișan, antrenor personal de peste 6 ani în industria fitness-ului, am antrenat sute de persoane, am lucrat la cele mai mari branduri de săli din România, momentan la 18 gym, am fost și la World Class, am fost și antrenor de CrossFit, sunt licențiat și în kinetoterapie, deci am o foarte mare experiență în partea asta de antrenamente și prin aceste videoclipuri educaționale vreau să vă împărtășesc și vouă cât mai multă educație și knowledge, pentru că o să mai combin engleza cu româna, knowledge is power și trebuie să știm knowledge, mă repet prea mult cu knowledge. Bun, dă un like la videoclip, abonează-te, mă găsești și pe Instagram, eu zic să începem și înainte să vedem exercițiile, o să trebuiască să vedem principiile pe care stă tot acest program. Primul principiu de bază, eu acum sunt într-o perioadă de slăbire, este că în perioada asta de slăbire, întreg programul de antrenament este conceput cu exerciții împotriva unei rezistențe. Adică, împotriva unei rezistențe poate să fie propria greutatea corpului, pot să fie benzi elastice, pot să fie greutăți, dar de regulă cele mai eficiente, cel mai eficient mod de a lucra împotriva unei rezistențe, pentru că se poate progresa cel mai ușor, este partea de a lucra cu greutăți sau a lucra la aparate, cu bări, etc. Bun, și de ce lucrăm împotriva unei rezistențe? Este foarte important pentru a ne menține masa musculară, pentru că mai am cliente care îmi vin și îmi zic că Tudor, fă-mă orice numai să văd pe cântar că-s mai slabă și eu le zic, ok, n-ai nevoie de mine, nu mai mânca nimica o săptămână, fă tone de ore de cardio și o să slăbești. Dar după tot procesul ăsta de slăbire, rămâi fără nicio formă, ești mult mai slabă, n-arăți neapărat mai bine. Și multă lume când se apucă de sală și de un proces de recompoziție corporală sau doar vor să slăbească niște kilograme, scopul ei să arăți mai bine după tot acest proces, nu să îți pierzi formele, să arăți, ok, nu mai ești gras, ești acum slab, dar nu mai ai forță, ți-ai pierdut masa musculară. Deci, ne antrenăm împotriva unei rezistențe să ne menținem masa musculară, să ne menținem mușchii ca la finalul procesului să arătăm bine estetic și cel mai important, mușchii ăia, avându-i, o să ne ajute metabolismul, o să fim mai puternici la activitățile de zi cu zi. Nu-mi vine exact numele antrenorului care a zis asta, dar cumva noi, mai ales după 30-40 de ani, dacă te apuci să lucrezi împotriva unei rezistențe și dezvolți masă musculară, e ca și cum ți-ai plăti pensia pe mai încolo, la 50-60-70 de ani, când o să ne folosim de acei mușchi și sincer, eu la 60-70 de ani nu vreau să ajung să am copii și să trebuiască să mă șteargă la curci și să fiu o povară pentru ei. La 60-70 de ani vreau să fiu bunicul ăla Jack, care are mușchi, se mișcă și mai tare ca unul de 30 de ani. De aceea ne antrenăm împotriva unei rezistențe, nu doar pentru estetic. Ne antrenăm în timp. Bun, al doilea lucru, splitul pe care o să-l avem, vedeți că mă antrenez în 5 zile pe săptămână, în 2 dintre ele fac pauză, îmi place să mă antrenez luni, marți, miercuri, joi îmi dau pauză, după care vine vineri și sâmbătă alte două antrenamente și după care duminică din nou pauză, chill, relax. În acest split avem 4 zile full body, adică antrenăm grupele musculare a tot corpului. Acum nu vă gândiți că fac și brațe, și umeri, și picioare, și piept. Și ideea e că nu e un split de bodybuilder în care am o zi de piept sau doar o zi de spate sau doar o zi de picioare. Este un split în care am 4 zile full body în care o să vedeți exercițiile și ultima zi îi axată pe grupele deficitare care la mine sunt brațele, umerii și gambele și acolo mă axez mai specific ca un bodybuilder. Acum, întrebarea e, de ce fac asta partea de 4 zile full body și aici o să mergem la următorul punct, la frecvența cu care antrenăm mușchii. Pe literatură, momentan, se arată indiferent că ești
intermediar, mai ales dacă ești începător, intermediar și înspre avansat, că este cel mai optim să-ți antrenezi mușchii de 2-3 ori pe săptămână. Și ok, îi antrenezi 2-3 ori pe săptămână, undeva la 48-72 de ore, dar îi antrenezi la, de exemplu, dacă trec doar 48 de ore, trebuie să fii sigur că mușchii tăi s-au recuperat. Deci îi avem de 2-3 ori frecvența pe săptămână. La mine, momentan, per grupă musculară, la grupele mari, la upper, la piept, la spate, avem de 3 ori. La grupele mari, la picioare, la coapse, la femurale, avem de 3 ori și gambe, brațe, umeri, doar de 2 ori pe săptămână. Acum, eu nu sunt contra splitului de culturiști, dar din ce am văzut din proprie experiență, mai ales dacă ești începător, să ai 4 exerciții pentru piept, un exercițiu, dacă îl faci la o intensitate ridicată, aproape de când termin setul, să fii la epuizare musculară, dacă îl faci cu o coborâre lentă și cu o tehnică bună, 3 seturi de lucru și 2, bă, la majoritatea începătorilor, un exercițiu de genul trebuie, după care mușchiul tău e stors, nu mai are atât de multă energie, exercițiu 2, 3, 4 într-o rutină de bodybuilding, bodybuilder pe care tu l-ai copiat și ai face-o, ar fi volum junk, gen n-ai mai da randament, n-ai mai face cu nu știu ce tehnică și nu ți-ai mai lucra acel mușchi eficient. Eu cu toți clienții, mai ales cei care se antrenează de 2 ori, 3 ori pe săptămână, îmi place să fac aceste rutine full body și am văzut puțini antrenori de la noi să vorbească despre asta, dar în afară ele sunt foarte populare și da, culturiștii nu le fac pentru că ei sunt mult mai mari, au mult mai mulți mușchi, da, probabil sunt pe steroizi, care eu nu sunt contra, dar le dau super puteri, le dau energie, acele suplimente speciale le ajută să se recupereze mai bine și atunci, da, ei pot să ducă într-un antrenament 4-5 exerciții, dar tu, dacă o să-i copiezi rutina unui bodybuilder sau unui sportiv de performanță, o să ajungi foarte, foarte rapid la epuizare, nu o să faci exercițiile toate corect și după 2-3 săptămâni poate o să înceapă să te doară articulațiile, mușchii tăi, ok, dai stimul să crească, dar îi dai un stimul atât de mare încât nu o să se recupereze și o să fii tot timpul obosit, o să arăți la fel și în multe cazuri, după vreo 2-3 luni, ți se pare că e prea mult, că e prea greu și te lași. Deci aici e partea de frecvență, am zis deja că facem de 3 ori, după care volumul. Așa să vă gândiți că la volum îs câte seturi facem per grupă musculară pe săptămână. Eu am scris aici undeva între 9 și 15 seturi per grupă. Încep în prima, programul este gândit pe 8 săptămâni. În primele săptămâni încep cu 9 seturi, după care treptat evoluez și o să ajung probabil undeva la 15 seturi pe săptămână. Ce am mai zis aici? De ce fac 9-15 seturi? Ideea e că s-au făcut studii pe literatură în care s-a arătat că doar cu 4-5 seturi per săptămână, per grupă musculară, de exemplu, așa am făcut eu în programul trecut când am antrenat picioarele, aveam doar 2 seturi la quadriceps, de exemplu, marțea și 2 joia grele și am reușit să mențin masa musculară. Deci cu 4-5 seturi făcute la o intensitate crescută, momentan literatura ne arată că poți să-ți menții masa musculară și atunci 9-15 seturi sunt suficiente chiar să crezi puțin. Ideea e că într-un program în care nu sunt la slăbire, nu sunt într-un deficit caloric și încerc să cresc în kilograme, să cresc mai mult în forță, da, mă duc până la 18-20 de seturi per grupă musculară pe săptămână, dar eu aici gândiți-vă că slăbesc, nu mai mănânc atât de multe calorii, nu mai am atât de multă energie, 15 seturi îmi este de ajuns. Scopul meu acum nu este să construiesc masă musculară nouă, este să-mi o mențin pe cea pe care o am, pentru că probabil o să mai vedeți multe persoane, bă, poți să pui masă musculară și într-un deficit caloric, da, dacă ești începător, dar eu nu mai sunt începător, mă antrenez de câțiva ani, eu, ca să evoluez în continuare, am nevoie de procese de acumulare în care mănânc mai multe calorii în surplus caloric, mă antrenez mai greu și pun pe mine, după care vin cu un deficit și slăbesc în câteva luni grăsimea, probabil un pic și din masa musculară, dar văd
ca să-mi văd mușchii pe care i-am pus în perioada de acumulare. După care intensitatea, cum îmi place mie să o gândesc la mine care sunt mai avansat, încep ariar, reps în reserved, adică la finalul unui set, de exemplu la prese la piept, în prima săptămână mai pot să fac 3 repetări corecte. Și tot evoluez de la săptămână la săptămână până în a patra, unde ajung la un ariar 0-1, care înseamnă că mai pot să fac doar o repetare corectă sau ajung până la epuizare musculară completă, dar asta doar într-o săptămână, pentru că dacă m-aș antrena cu un ariar 0-1 în fiecare săptămână ar fi prea mult și aș ajunge super rapid la o epuizare musculară și n-aș mai avea de unde să progresez de la săptămână la săptămână, pentru că ca mușchiul să crească, noi trebuie să-i dăm un stimul nou și cum progresăm de la săptămână la săptămână, ori adaug repetări de la un set de la săptămână la săptămână la exerciții, la seturi, ori adaug greutate, ori adaug un set în plus, că nu mai pot să adaug nici repetări, nici greutate, ca să fac un volum mai mult, ca să am volumul mai ridicat la acea grupă musculară, vin cu setul în plus, acum depinde de exercițiu, de exemplu, la back squat, când ajungi la seturi cu 100 de kilograme, e mult mai ușor să crești în repetări, să-ți adaugi o repetare în plus la finalul unui set, decât să-ți adaugi greutate, pentru că tu practic adaugi greutate la fiecare repetare. Bun, am terminat cu partea de progresie și cu principiile, hai să ne uităm efectiv la exercițiile pe care le facem, nu o să ne lungim super mult. Începem prima zi, în care o să începem cu un exercițiu de spate și eu îl fac prima dată acesta, One Arm Lat Pull Down, în care mă focusez foarte mult pe partea de stretch a musculaturii dorsale a spatelui, după care continui cu Incline Press la Smith Machine pentru piept. Știți că băncuța înclinată ne lucrează partea superioară a pieptului mult mai bine decât dacă lucrăm la 0 grade. Eu am fost accidentat la umeri, deci pe mișcările astea de împins acum nu trebuie să exagerez. După care, după ce am făcut partea de piept, continuăm cu Machine Adduction, unde stau jos și îmi lucrez partea interioară a coapsei. Vă zic sincer, am mai văzut mult culturiști sau oameni pe la mine din sală că fac aparatul ăsta. Prima oară când l-am făcut, am avut o febră musculară săptămâna trecută la mușchii aductori a coapsei. Doamne, doamne, așa să vă gândiți că aductorii lucrează mult și când faceți squat-uri și atunci nu... În mintea mea era, bă, ok, fac squat-uri, îmi lucrez aductorii, n-am nevoie de atât de mult. Dar l-am adăugat și o să-l mai adaug pe viitor și în programele clienților mei. Super, super bine s-a simțit și mi-am încălzit și eu bine picioarele. Deci, cumva eram sceptic cu el, dar l-am adăugat și a mers foarte bine, mi-a plăcut exercițiu. Și am făcut, cum nu-l mai făcusem o febră foarte, foarte puternică. După care, de aici, dacă am picioarele deja aductori încălziți, mă duc la un alt exercițiu de picioare, leg press, unde, într-un program de hipertrofie, leg press-ul față de genoflexiuni cu bara în spate, este un exercițiu mult mai bun pentru că îți elimină zona lombară, îți elimină trunchiul și te lasă să te focusezi mult mai tare pe picioare. Știți și voi, comparați un set greu de genoflexiuni de 10 repetări cu un set greu de leg press. Păi după 10 genoflexiuni, parcă cu bara, ești și fără aer, oboseală, ai oboseală și axială, gen pe coloană, că ai avut compresie care nu-i neapărat rea, dar se adună oboseala aia. Ai oboseală sistematică pe tot corpul mult mai mare, la leg press ți-s obosite picioarele după 10 repetări grele. Bun, după leg press continuăm cu partea de face pulls ca să ne ocupăm un pic și de sănătatea umerilor. Aici am făcut o variație nouă în care stau întins pe pământ și trag la frunte. De regulă făceam din picioare și pe final avem crunch-uri, tot le fac în superset astea, adică după fac un set de face pull, după care direct fac crunch-uri. Crunch-urile astea le fac tot la cabluri și îmi place foarte mult acest exercițiu, deoarece face efectiv, el antrenează funcția specifică a abdomenului, aceea de a-ți îndoi trunchiul, de a-ți apropia coapsele cât mai mult înspre bazin. Bun, continuăm cu ziua 2, unde o să începem cu prese la umeri, la gantere, la băncuță, tot așa o variație în care am trunchiul lipit de ceva, mult mai stabilă decât să împing cu bara deasupra capului, aceeași poveste ca la
prese și la genoflexiuni cu bara în spate, m-ar obosi mult mai tare, mi-ar obosi corpul într-un program de slăbire. Și noi acum în programul ăsta de slăbire și vrem și un program care se axează pe hipertrofie musculară, trebuie să avem grijă de energia noastră, după care continuăm cu RDLs, unde fac mai puține seturi ca la celelalte exerciții, pentru că musculatura femurală face febră mult mai puternică și la mine și la multe persoane am experimentat, am văzut asta, și un exercițiu lucrând cu bara cu mai multe greutăți îți ia destul de multă energie. Aici focusul este pe partea posterioară a coapsei, bicepsul femural. Este un exercițiu ideal deoarece îți lucrează acest mușchi în regim de întindere și momentan pe literatură mușchii care îți dau exercițiile care îți lucrează mușchii în regim de întindere și oferă și o tensiune mare în partea aia de jos a mișcării când mușchiul este cel mai întins, sunt cele mai bune de făcut. După care continuăm cu un ramat pe orizontală pentru musculatura superioară a spatelui, upper back, trapez mijlociu, romboiz, la un aparat în care la fel am pieptul lipit și mă pot focusa doar pe mișcarea de ramat, nu mai trebuie să mă gândesc ce-mi face trunchiul. După care continuăm cu ciocane la biceps, fac variația asta la această băncuță scot. E prima oară când o fac, deci îmi place super mult, îmi place că pot să întind cât mai mult. O să vedeți că întind mai mult, nu pot să folosesc atât de multă greutate, dar îmi lucrez musculatura în regim de întindere. După care avem ridicări laterale la cablu pe o mână, mă pot focusa aici să-mi lucrez deltoidul mijlociu pe fiecare parte. Acest exercițiu este foarte bun deoarece rezistența, mișcarea este cea mai grea în partea de jos a mișcării când mușchiul este cel mai întins, față de ridicări normale la gantere în care aici nu prea ai tensiune când mușchiul este cel mai întins și când ajungi sus atunci este mai greu. După care avem extensii la triceps cu o sfoară deasupra capului, la fel un exercițiu care ne lucrează tricepsul în regim de întindere. Acest exercițiu se axează super mult pe a-ți lucra capul lung al tricepsului. Deci ca să-ți lucrezi capul lung trebuie să vii cu mâna deasupra capului și v-am zis, la fel, este super bun exercițiu pentru că poți să cobori cât de jos și să-ți întinzi tricepsul. Bun, continuăm cu ziua 3, unde avem mișcări în superset. Superset adică combin două exerciții și lucrez mușchi care lucrează grupe diferite, agonist cu antagonist, adică spat ceva de tras cu ceva de împins. Și aici avem tracțiuni la aparat pentru musculatura dorsală. Și aparatul ăsta ne ajută să ne ridicăm și ce îmi place la ele, pot să fac și tracțiuni la normal, dar la acest aparat mă lasă să mă focusez pe partea de coborâre și pe partea de întindere a mușchiului, după care tracțiunile astea le combin cu dipsuri la aparat, la fel, mă ajută foarte mult să vedeți că cobor cât de jos și întind musculatura pectorală, după care avem extensii la coapse, cu flexii la femurali, la exercițiile astea cumva nu mă axez atât de mult pe partea de întindere de tot ce am vorbit până acum, mă axez mult mai mult pe partea de pozitivă și extensiile și flexiile, dar la fel termin mișcarea când revin la extensii îndrept, la extensii cobor cât de jos ca să-mi întind vadricepsul și la flexii la femural îndrept cât de mult ca să îmi întind bicepsul femural, după care tot așa două exerciții în superset, noi pentru mine trapez. Pentru trapezul superior, aceste ridicări laterale la cabluri și pentru antebraț, aceste flexii și terminăm cu niște ridicări de picioare pentru abdomen. Ridicări de picioare, aici am scris leg lift. Bun, continuăm cu ziua 4, unde începem cu flexii la femural din nou. La fel, ne axăm pe partea pozitivă, să ne lucrăm bicepsul femural, mușchiul din partea posterioară a coapsei, dar exercițiul ăsta cumva îmi pregătește genunchii și picioarele pentru hack squats, care e cam exercițiul principal din antrenamentul ăsta, unde fac 3 seturi, încep cu 4 repetări grele, după care 6, după care 8. Hack squat, super exercițiu ca să-ți anihilezi musculatura anterioară a coapsei, vadrigepsul. Aici, dacă vrei, trebuie să-ți lași să meargă genunchii cât de în față, sfat. Puneți picioarele cât mai jos pe platformă, la fel și la leg press. Nu încerca să ți le pui sus și să-ți reduci amplitudinea de mișcare, deci picioarele cât mai înspre tine, tălpile, și încerci să cobori cât de jos ca să-ți lași genunchii aia să meargă în față și să-ți anihilezi vadrigepsul. De la hack squat trecem la fluturări cu gantere la piept, unde la fel
mă axez super mult pe a-mi întinde musculatura pectorală și pe a-mi o lucra în regim de întindere. Pe coborâre, în partea de jos este cea mai hipertrofică și exercițiul ăsta este fenomenal pentru a lucra această parte. După care mergem la lat pull downs cu priză neutră, unde la fel îmi place foarte mult că priza asta neutră mă lasă să îmi întind super bine musculatura dorsală, mă duc cât de sus, mai fac și parțiale pe stretch aici, unde trag numai până la undeva la zona privirii și după aia mă duc din nou în stretch. Și terminăm cu gambe, super set cu abducții pe orizontală pentru deltoidul posterior. Bun, și ajungem la ziua 5. Aici nu o să mă mai lungesc atât de mult cu exercițiile. Începem cu un exercițiu la biceps, după care mergem cu un exercițiu la triceps, biceps din nou, triceps. Terminăm cu niște ridicări laterale la umeri, la aparat, să ne lucrăm deltoidul mijlociu. Și terminăm în superset, vedeți, din nou cu gambe și cu abdomen. Ați văzut că lucrez mai mult abdomenul, nu prea l-am lucrat în programele trecute, așa că am 3 zile în care mi-am pus exerciții în care să lucrez și fac exerciții specifice. Revin și cu gambele de 2 ori, pentru că la fel, în ultimele luni le-am făcut de mai multe ori și am văzut progres și mi-a plăcut asta. Mă doare gura, vorbesc de 22 de minute, cam acesta a fost întreg programul meu de antrenament pe care o să-l fac. Acum sunt în a treia săptămână, mai am probabil până la început de iunie termin partea de slăbire, până atunci am este și probabil o să mai schimb unele exerciții mici în următoarele 2-3 săptămâni, dar exercițiile de bază, cele mari, presa la înclinat, prese la gantere, hex squat-ul o să rămână la fel și o să încerc să progresez cât mai mult la ele în repetări și în greutăți, dar o să fiu un pic limitat pentru că eu tot într-un deficit mai mare o să mă duc și nu are cum să-mi crească forța, pentru că eu slăbesc, corpul o să-mi fie mai slab. Bun, acesta a fost videoclipul, găsești mai multe despre mine în descriere, acolo ai Instagramul meu, arontudorcrișanpt, acolo ai un plan alimentar gratuit, te poți abona la newsletterul meu săptămânal unde îți trimit informație de calitate, dă un like videoclipului, abonează-te la canal, ne vedem la următorul și mai scrie în comentarii ce subiecte ai mai vrea să-ți explic așa la tablă, m-ar ajuta super mult și pe mine să-mi dai idei, ne vedem la următorul videoclip, pa!